Un comisar explică viitoarea politică agricolă comună. Dacian Cioloş, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, vorbește în premieră despre efectele hotărârilor luate la Bruxelles. Ce pierde și ce câștigă România? Vom avea agroindustrie sau agricultură de subzistență? Vor dispărea micii producători și produsele tradiționale? Viaţa satului aduce vești pentru cei mulţi. Duminică, ediție specială, la TVR1.